Guillaume d'Orange, continuare Zadarnic își tot spunea el că nu se cade să îndrăgească pe o soră a dușmanului. Inima nu voia să știe de aceste gânduri înțelepte. Iar fata, după ce francezii au părăsit cu toți castelul, a privit lung în urma lor și l-a rugat pe Clariel ca să îl dea ei pe Vivien până se va mai înălța. Așa se face că Vivien, în loc să fie încredințat vreunui cavaler arab, a fost crescut chiar de orablă. Ea îl ținea mereu în preajmă de câte ori cânta la harpă, de câte ori ieșea călare și adeseori îl întreba deși amintește de guiom, de faptele de vitejie sau despre bunătatea lui și mai voia încă să știe de îndrăgit cumva de doamne la curtea împăratului. Vivien nu prea-i putea răspunde. Era prea mic. Nu cunoștea atâtea cât ar fi vrut să afle de la el orablă. În schimb, își amintea mai des de mama lui și atunci plângea. Am mai trecut astfel un timp. Guyom cucerise prin luptă alte ținuturi și castele, și era cel mai mare nobil, cel mai bogat și cel mai vrednic dintre toți cavalerii Franței. Își ținuse făgăduia la făcută împăratului de a-și dobândi singur fiefuri răpite sarazinilor. Niciun alt conte nu avea vasali mai buni, mai credincioși decât Guiom, cel cu nas scurt. Numai oranjul rămăsese neluat și Guiom nu îl ataca de teamă că, izbind castelul, să nu cumva să sufere aceea pe care o iubea. Nu știa cum ar fi făcut să ia oranjul fără luptă și fără sânge, fără morți. Ar fi încercat el vicleșugul cu care cucerise nimul. Dar sarazinii îl cunoșteau și erau mai prevăzători. Dar iată că într-o zi, la nim, în fața zidurilor, se arată un sarazin. Cei de pe ziduri vor să știe cine este și ce dorește. Eu sunt feciorul lui Garon, nepotul contelui Guyom. Și numele îmi e Vivien, le glăsuiește sarazinul. Am numai hainele schimbate. Să intre, tună contele, auzind cine e la porți. Și chiar el însuși lasă podul. Aleargă înaintea lui, îl strânge în brațe și îl întreabă. Ai reușit să fugi, Vivien?" Guion plânge de bucurie că l-are în, în brațe pe Vivien. Se bucură pentru părinții ce să-l revadă pe copilul socotit mort de atâția ani. Vivien, Vivien, rostește el și îi udă tot chipul cu lacrimi. Hai, spune, povestește-ne, ce s-a mai petrecut cu tine? Și tânărul îi povestește cum l-a îngrijit buna orablă, cum i-a fost mamă șapte ani. De câte ori a vrut Clariel să-l ia, să-l crească în dușmănie față de Franța și francezi, fata i-a stat în apărare și l-a ținut tot lângă ea. Acum, de vreo câteva zile, Clariel s-a dus dintre cei vii. Regina a rămas orabilă, dar. Sarazini tot îi cer să-și respecte făgăduiala. Să se mărite cu Tiebo, căci singură în castelul ei nu va putea să și-l păstreze cât timp hălăduiește în Franța teribilul conte Guillaume. Notă Ca în toate legendele evului mediu și, de altfel, ca în toate cele din antichitate, cântăreții au creat o mulțime de versiuni, ale căror date se bat uneori cap în cap baza episodului Luării Oranjului, se găsește desigur în cântecul cu același nume, Chanson de la Prise d'Orange. Dar în unele legende, oranjul este cucerit ca și nimul, Guyom prefăcându-se că este negustor, și abia atunci dobândește și calul Bosson. În această versiune, tatăl lui Clariel murise de mult, spunzurat de Aimeri la Narbon. De asemenea, Vivien nu este dat în schimbul tatălui său Garon la Orange, ci la Lisern. De aceea, la Nim, la Guyom, nu vine Vivien, ci un alt cavaler evadat. Iar Vivien are o serie de aventuri, ajunge în mâinile piraților, de unde scapă, își alcătuiește o armată și luptă și el contra sarazinilor. Contradicțiile de acest gen, destul de numeroase, atât în textele originale, cât și în diferitele studii și prelucrări care au fost consultate, am încercat să le rezolvăm prin ponderea acordată celor mai cunoscute forme orale. Notă încheiată Și Tiebo ce are de gând? Tiebo vine la oranj. Atunci, a hotărât Guom, trebuie să ajung acolo eu înaintea lui Thiebo. A sosit vremea ca oranjul să intre în stăpânirea Franței și ca frumoasa lui regină să fie acum soția mea, a murmurat doar pentru el. Cum ai să faci lucrul acesta? Tu ai să mă călăuzești, cunoști toate intrările și vorbești limba sarazină. La rândul meu am să mă îmbrac și eu în haine sarazine, iar dragostea și curajul au să ne fie sfetnici buni. Fără folos au încercat cavalerii să-i schimbe gândul, arătându-i că-i nebunesc. Guiom a rămas neclintit. Numai cu câțiva credincioși și cu nepotul său, Vivien, Guiom a plecat spre Orange. În Franța, S-a întins Iute vestea că Guiom a pornit să ia oranjul de la Sarazini. Mulțimile, auzind știrea, plângeau pe uliți și spuneau: S-a dus de azi nădejdea noastră. Luis știe numai să petreacă sau să se închine cu vios. Dar cine o să ne stea în frunte când vom lupta cu Sarazinii dacă Guiom se prăpădește? Rău au făcut că l-au lăsat să se pornească spre oranj numai cu câțiva cavaleri. Atâta că, doar în trei zile, Guiom, Vivien și cavalerii, toți îmbrăcați ca sarazini, au și ajuns lângă oranj. Vivien a intrat în castel și a vestit-o pe regină că i-a adus un bijutier ce vine din Arabia. Păcat numai că este mut. De vrea regina să-l primească, va avea însă ce admira. Regina a binevoit să încuvințeze lui Vivien să-l aducă pe bijutier și astfel a pătruns Guiom în ziua aceea în castel. Iar castelul din oranj era minune de frumos. Deasupra fiecarei porți lucea câte un vultur de aur. Sălile largi din marmură aveau pereții împodobiți cu stofe scumpe și covoare. Dintr-o fântână izvorau ape în culori de curcubeu, în mijlocul grădinilor pline de păsări și de flori. Și într-o grădină, pe o bancă cioplită numai din smarald, ședea o rablă, așteptându-l. Cosițele erau de aur, trupul subțire delicat, iar ochii își schimbau culoarea, când verzi, cu aur, când căprui. Guiom, învelit în burnuz, îi căzu reginei la picioare. Arată-ne ce ai adus, făcu ea semn spre cel sosit. Și el îi arătă inele, topaze pentru cingători, safire de pus la ureche, mărgăritare pentru păr și ametiste și rubine. Regina le privea pe rând, dar pe furiș căta spre meșter să-i vadă chipul cât mai bine. Iar ea era atât de mândră, de parfumată, de suavă, zâmbea atât de încântătoare, încât Guiom nu mai putu să-și țină firea prea mult timp. Regina, îi șopti, prinzând-o în brațe pe cea îndrăgită. «Mărturisesc că sunt Guiom, căruia tu i-ai scris cândva, jurându-i ca i să fie a lui. Privește ce ți-am adus pe deget! Este inelul de soție!» De astăzi ești numai a mea. Atunci o rablă îl cuprinse la rândul ei pe după gât. Știu, știu, Guiom, te-am cunoscut din clipa când te-ai arătat și am să fiu soția ta. Sunt mândră de acest inel, dar n-am răgazul să-l admir, fiindcă acum îmi este teamă că ai să fii descoperit, căci în oranj eu sunt păzită de douăzeci de mii de oameni, necruțători ca niște lupi. Contele și pregăti pumnalul. Am să mă lupt cu toți, regina. l am lângă mine pe Vivien și încă șase cavaleri. Regina tremura de spaimă. Nu, nu, Guiom, nu te lupta, că te am un plan cu mult mai bun. Întoarce-te cu grabă nim. Eu, între timp, îmi cheme mirii și am să le poruncesc să plece cu astea în întâmpinarea regelui Sarazin Tiebo. Cum pornesc ei, tu te întorci cu cavalerii de la Nim să iei oranjul. Facem nunta și te mai rog, a spus regina, să dai cruțare în ziua nunții tuturor sarazinilor care au fost supușii mei. Fii sigură că așa voi face, a încredințat-o blând guiom. Guiom iar a o s-a învelit apoi mai bine cu burnuzul peste obraz să nu fie recunoscut și împreună cu Vivien și cu cei șase cavaleri a părăsit grăbit oranjul. Toate s-au petrecut în tocmai precum la ticluit orablă. Emirii au plecat cu oastea lăsând numai câțiva oșteni de strajă să urce și să lase podul pe care se intra în oranj. De cum s-au depărtat mirii, s-a arătat oastea franceză. rablă a dat ordin gărzii să lase podul de îndată, și ea, urcată pe un cal acoperit cu stofe scumpe și însoțită de o sută de fete în văluri liliachi, intonând cântece de nuntă, le-a ieșit în întâmpinare celor care veneau din nim. Tobele au bătut prelung și trâmbițele au dat de știre tuturor de pe acest pământ că dragostea li se împlinea lui Guiom și reginei lui. S-au întors apoi la castel și au făcut nunta repede. Pe ziduri a fost înălțat steagul francez al lui Guiom. La nuntă, fata și-a schimbat numele vechi arab, orablă, într-un altul ales de Guiom, și acest nume a fost Ghiborg. NOTA Numele dat de cântăreți în legendă soției lui Guyom, Ghiburg sau Ghiborg, provine din cel istoric real, Vuitburg. Cântăreții au mai născocit, ca să înfrumusețeze legenda despre Guyom, că Vuitburg... Giborg nu era o prințesă francă, ci una arabă, al cărei nume ar fi fost orablă sau oriabel. În acest fel, căsătoria lui Guyom a căpătat și ea un caracter aventuros, oarecum romantic, ca de altfel tot episodul cu cucerirea oranjului. Într-unele din variantele legendei, nunta lui Guyom are loc înainte de sosirea lui Tiebo, între altele din potrivă, abia după înfruntarea pe care Ghiborgo face regelui Sarazin din Spania. Notă încheiată Noaptea s-a scurs în cântece, în dansuri și în veselie. Guiom și draga lui soție ar fi dorit ca acea noapte să nu se mai sfârșească în vecie, dar zorii au adus cu ei bătei de tobe, troporte și strigăte de amenințare. Se întorsese emirii re cu regele Maur Tiebo și se mirau văzându-i pe ziduri pe cavalerii lui Guiom. Contele a fost îndată gata să iasă și să înceapă lupta. Știa că-i poate nimici, fiindcă îi avea un câmp deschis. Însă Ghiborg i-a amintit ce-i promisese la plecare, că-i va cruța pe sarazinii care-i fusese răsupuși. A ieșit însă ea, Ghiborg, pe zidurile din oranj, înveșmântată într-un văl, cum e isa pârguită, și cu obrajii rumeniți. Emirii au îngenunchiat. Doar Tiebo a rămas țanțoș pe calul său negru arab, privind-o pe Ghiborg cu ură. În tot oranjul și în castel s-a făcut liniște de plină. Emirii mei, a spus Ghiborg, îmi iau adio de la voi, Oranjul nu a fost al nostru. Noi, sarazinii, l-am răpit cu sila, vărsând sânge mult. Sângele trebuie plătit și eu îl voi răscumpăra, că cinima mi s-a aprins. De când eram copilă, încă pentru Guiom, cel mai viteaz dintre toți cavalerii Franței. Uitați-vă la regele venit aici, din Spania. Este urât, bătrân și rău nu vreau să fiu al lui Thiebo, pe care nu mi l-am ales. Eu sunt astăzi al lui Guyom. Părăsiți deci acest ținut. Luați-vă și familiile. Soțul meu nu vă va lovi. Își va păstra acest cuvânt. Dar cine va mai cuteza să amenințe pământul Franței, să știți că și dușmanul meu. Astfel a glăsuit Giborg, făcându-le un semn de adio, și a coborât pe scările unde o aștepta Guiom. Atunci, Tiebo a scos un urlet: La luptă, Sarazini, la luptă! Avem oastea din Spania și pe aceea din Oranj. Să luăm castelul încă azi, să-i spunzurăm și pe Orablă și pe Guiom aici la porți. Sunt însetat de răzbunare. Barba lui albă îi flutura, iar buzele îi veștede, și dinții galbeni îi erau scăldați în spumele turbării. Sarazini!" urla ca o fiară. Să pornim la atac, acum!" Să ne gândim încă o clipă la cele ce ne-a spus Ghiborg. Mai șovăiau câțiva emiri. Dar Tiebo nici n-a vrut să audă. A poruncit să li se taie capetele acelora ce mai stăteau în cumpănă și a început mânios atacul. Cavalerii s-au apărat și sarazinii n-au putut să se apropie de castel. Până la urmă, chiar Tiebo a trebuit însă să fugă, căci oastea îi era slăbită și își dădea seama că Guiom, doar cu o singură izbire, putea să-i o sfărâme toată, iar el să cadă prizonier. Oșteanul care se luptase cel mai aprig în apărarea Oranjului a fost Vivien, nepotul contelui Guiom, crescut în castel de Ghiborg, care iubea ca un ca pe un fiu. După plecarea lui Tiebo, cu întreaga oaste sarazină și cu emirii, spre Spania, a fost chemat să-și ia răsplata nepotul contelui Guiom. În marea piață din Oranj, de față stând toți cavalerii, Guiom armează mai întâi o sută de tineri francezi ce-și dovediseră virtutea în numeroase bătălii. Notă. Tinerii care urmau să fie armați își dovedeau mai întâi bărbăția, participând, încă din adolescență, la o serie de lupte, unde deprindeau temeinic meșteșugul armelor. Numai aceștia, numiți bachelie bașlie, puteau deveni apoi cavaleri. Nota încheiată la urmă se ivește în piață Vivien, ce călca pe covorul gros din mătase vișinie, întins pe pietre până în locul unde, pe o bancă de argint, așteaptă contele Guiom, alături de Giborg a lui. Statura sa atletică, umerii largi și talia îngustă se potrivesc cu părul blond, căzându-i în bucle pe umeri, cu fruntea largă, Pasul zvelt și cu privirea lui deschisă. Guiom îi prinde pintenii, îi pune Platoșa și casca și îi încinge sabia. Pe urmă îi rostește așa. Guiom îi prinde pintenii, îi pune plat Platoșa și casca și îi încinge sabia. Pe urmă îi rostește așa. Să fii ca șoimul între păsări, să ai curaj, forță, credință să-i lovești pe dușmanii tăi, care și ai suzeranului. Seniore, răspunse Vivien, vă jur în fața tuturor că niciodată vreun dușman nu va putea să se apropie de cel care vă e nepot mai mult decât lungimea lăncii și niciodată n-am să fug de pe câmpul de bătălie oricâți dușmani m-ar ataca. Cuvântul rostit de Vivien îi cutremură pe cei de față căci nu era vreun cavaler care, rănit și copleșit de numărul dușmanilor, să nu-și afle scăparea în fugă. Doamna Ghiborg îl strânge în brațe ca pe un fiu ce va pleca la luptele cavalerești, iar ochii mari îi lăcrimează. Nu plângeți, doamnă," spune el, păstrați-vă amărăciunea pentru când noi mai fi în viață. Astăzi urați-mi doar drum bun." Victoria să cu nune, cu lauri fiecare luptă, îi urează contele guiom nepotului său la plecare. Cu un singur salt, Vivien e în șa. Calul îi simte pintenii și se saltă în două picioare. Trâmbița suna surzitor și cei o sută de voinici, abia armați în ziua aceea de contele de d'Orange, își și înalță lăncile și caii tropotesc pe pod toți ies afară din oranj, alergând către bătălii. Au trecut de atunci trei ani. Vivien a avut lângă el doar șapte dintre verii săi. Toți fii de conți, la fel ca el din familia Aimerii și o sută de luptători, dar s-au mai strâns apoi și alții și ajunseseră cinci mii. Mulțimile, înflăcărate de lupta lor, îi ajutau să-i gonească pe sarazini din Achitania, Toulouse, Provența și alte regiuni. N-a mai rămas niciun oraș în ghearele dușmanilor. Urmărindu-i pe cei învinși, au debarcat și în Spania. Le-au cucerit castelele. Unul singur le-a rezistat, un castel ce era zidit de un neam de sarazim giganți, care făcuseră mult rău, jefuind Franța an de an. Acest castel a fost aprins, la ars până la temelii, și cei 500 de giganți ascunși în el au fost răpuși, plătindu-li se crimele. Și pe vrăjmașii, fără viață, i-au suit pe o corabie iar ea a fost încredințată altor patru sarazini ca să o ducă la Deramed, cel mai crud dintre regii lor. Deramed se afla în Cordoba, într-un palat din marmură, pe un tron din fildeș și din aur, și în fața lui, îngenunchiați pe un covor de mătase albă, erau alți patruzeci de regi, și între aceștia și Tiebo. Se sfătuiau de patru zile, de ramed tocmai le spunea Avem o oaste cum n-a fost de când e lumea și pământul. Sunt sute de mii de oameni. Priviți, câmpiile sunt pline numai cu săbii de oțel, cu căști și lângi strălucitoare. Va trebui să luăm din nou orașele, castelele și tot ce era mai frumos, tot ce a fost eliberat până acum de Guiom și de Vivien, nepotul lui. Dar sarazinul n-a putut să-și termine cuvintele și au și sosit înaintea lui cei ce aduseseră răpușii de săbile lui Vivien. De ramed și-a vârât în barbă ghearele și a început să o smulgă. Cine a făcut lucrul acesta, răcnea la rândul Tiebo? Vivien, nepotul lui Guiom, și-a spus că să vă fie pildă, rosteau trimis și sarazini pentru că limba va rostit cuvintele francezului, vă zvârl drept hrană câinilor, ea și o sândit de ramed. Cei veniți cu corabia au fost uciși și dați la câini. Și, la ordinul regelui, ce poruncea celorlalți regi, au început să se îmbarce în multe sute de corăbii, oștirile de sarazini, cu cai, cu arme, cu merinde, cu tot ce aveau de trebuință, ca să-i răpună pe francezi drumul victoriei trebuia să înceapă de la Alicant. de la Alican Nota. În ceea ce privește plaja de la Alican numită și L'Archamp sau L'Archamp, nici istoricii, nici geografii, nici literații nu s-au putut pune încă de acord întru totul ca în cazul Ronsuvoului. Trebuie să fi fost vreo bătălie undeva pe vreun țărm de mare, a cărei amintire, bineînțeles, mult înflorită cu vremea, să fi fost păstrată de cântăreți. În ceea ce privește poziția geografică a plajei de la Alicante, s-a presupus că ar putea să fie sau pe coastele Spaniei, pe lângă Barcelona sau la Oceanul Atlantic. Cam prin locul bordoului de astăzi, dar cel mai probabil pare că gesta se referă la partea de zi a Franței, în zona orașului Arl. În orice caz, bătălia, pregătită poetic cu meșteșug de către cântăreți în Chanson de la Chevalerie Vivian și desfășurată larg în poemul Alicante urmărește să creeze un fel de paralelă eroică între Roland și Vivienne. Ca și Roland, Vivienne nu-l cheamă pe unchiul său în ajutor decât în ultima clipă. Și, tot ca Roland, Vivienne moare pe câmpul de luptă, sacrificându-și tânăra lui viață pentru patria amenințată de dușmani. NOTĂ ÎNCHEIATĂ Pe o plajă unde se găseau Vivienne cu cavalerii lui, Voiau apoi să ia oranjul și să ajungă la Paris. Marea gemea sub apăsarea corăbiilor sarazine. Cerul era ca păcura și pe o corabie mai mare, pe un tron de aur, de ramed și-l dea încruntat și blestema. Blestema și-și jura în sine că pe Guiom și pe Vivien el singur o să-i spânzure. Pe plaja de la Alicante, la poalele unui castel, Vivien și-a întins corturile, și în corturi se găseau 5.000 de tineri luptători francezi, numai 5.000 de luptători. Marea vuiește, și deodată, deasupra ei răsună zgomot de corn, de fluier și de tobe. Flota dușmană se arată de după niște stânci înalte se desfășoară repede, umplând toată lărgimea zării, iar pânzele sunt atât de albe și laturile vaselor, atâta de împodobite cu aur de Arabia, încât marea se luminează până în străfundurile ei. Cavalerii s-au adunat în rânduri strânse în armați, urmându-l fără șovăire pe Vivien, comandantul lor cei șapte veri ai lui Vivien sunt de asemenea lângă el. Prin ei va da comenzile, dar unul dintre ei rostește. Senior Vivien, de fiecare dintre ai noștri se găsesc în tabăra lui de ramed câte o sută de dușmani. Știm că ați jurat să nu fugiți, oricât de mulți ar fi vrăjmașii. Dar nu vă călcați jurământul de vă retrageți în castel, unde vom fi la adăpost. Și între timp, dați-i de știre unchiului vostru din oranj să ne vie în ajutor. Dar solul trebuie să plece chiar în clipa asta, altminteri, va fi prea târziu. Seniorii mei, spuse Vivien, onoarea noastră ne silește să nu chemăm în ajutor cât timp încă nu ne-am luptat. Vreți oare să aruncăm o cara asupra ne și a celorlalți care se trag din aimerii? și în cânte ce vreți să se spună că ne-am ascuns într-un castel până am primit în întărituri, asta nu voi îngădui. Ce nenoroc ne așteaptă astăzi, grăiesc și ceilalți fii de conți. Vivien, cel care ne conduce, este mult prea orgolios. Cum să luptăm cu sarazinii? Dacă ar fi doar niște porci și ar trebui, ca să-i ucidem, să trudim cel puțin o lună. Noi nu ne vom mai revedea castelul, pruncii sau soția. Vivien le ascultă vorbele. Seniorilor, rostește el, aceluia ce-i vin în minte în clipele acestea grele, când sarazinii au debarcat și înaintează în rânduri strânse castelul pruncii sau soția și nu gândește doar la Franța, poate să plece dintre noi. Nu se numește cavaler. Cei șapte fii de conți atunci au strigat tare într-un glas. Mă Vivien, vă vom urma!" Sarazinii s-au revărsat ca valurile peste țărm. Primul rând a început să cadă, a căzut și al doilea, și al treilea s-a prăbușit și încă douăzeci de rânduri de sarazini s-au spulberat sub lăncile francezilor. Numai că veneau altele și altele, cum vin lăcustele flămânde spre lanurile de grâu copt. Vivien privește în jur le glăsuiește el celor trei mii de cavaleri ce se găsesc încă în șa. Să-i răzbunăm pe cei căzuți. Strigătul de atac, monjoa, iese din toate piepturile cavalerilor lui Vivien. Armele își sună cântecul. Lăncile se ciocnesc cu lănci și săbiile se izbesc cu săbiile dușmanului. De trei ori tânărul Vivien și-a dus la luptă cavalerii. N-au mai rămas decât cinci sute și toți au armurile, caii și săbile împurpurate de parcă ar fi plouat cu sânge. Și nu-i niciunul dintre ei să nu fi fost lovit de lănci, de buzdugane și săgeți. Vivien însuși se află în frunte și în jurul lui se face gol, cad sarazinii ca o pleavă. Seara învăluie cu umbre întregul țărm la Alican. Curând se va lăsa și noaptea. Giulgiul ei o să acopere această plajă unde Franța i-a întâmpinat pe sarazini unul în fața a o și morții nu să se mai vadă. Vivien abia și mai mișcă brațul, trupul îi este plin de răni. Până răsari iar zorile, îi spun cei șapte fii de conți, niciunul nu vom mai trăi, niciunul nu-l va revedea pe nobilul conte Guillaume de ar fi fost astăzi aici, noi, așteptându-l în castel, ar fi pierit toți sarazinii. Vivien, ce ordine ne dai! Vivien îl cheamă pe Girard, cel mai drag dintre verii lui. Vere, îi glăsuiește el, ne-am luptat azi din răsputeri, putem să intrăm în castel și tu aleargă la Guiom, spune-i tot ce s-a petrecut, așteptăm ajutorul lui. Și cavalerii cu Vivien intră în castelul de pe țărm, în care valurile bat, tocmai în clipa când pe cer răsare și întâia stea. Girard gonește peste câmp, calul îi cade, el se smulge din scările de argint curat și fuge, fuge să aducă ajutor celor de pe țărm. Casca îl strânge și a zvârle, armura îi se pare grea și ea rămâne părăsită. La fel se întâmplă și cu lancia, cu încălțămintele de fier. Păstrează numai savia și aleargă, cade, iar se saltă. Abia mai poate respira. Aerul e în pieptul lui, fierbinte ca într-un cuptor. Trece o zi și încă una, Girard aleargă neîncetat, repede își șoptește el, mai repede, mai repede și gonește mai încordat. Ajunge până la oranj, Guyom e în sala de primire cu buna lui doamnă Ghiborg. Soarele a apus de mult și bolta este presărată cu picături de diamant. Guiom privește pe fereastră și vede un tânăr alergând din răsputeri către castel, numai cu o sabie în mână. Lumina lunii îl spoiește cu varul ei și nu se văd rănile ce-i brăzdează chipul, dar contele îl recunoaște. Coboară înaintea lui. Moartea s-a cuibărit pe plaja unde am luptat cu sarazinii, gâfâie ostenit Girard. N-am mai rămas decât o mână de cavaleri, dar toți răniți. El vă așteaptă în castel să le veniți în ajutor. Doamna Ghiborg este aproape și aude veștile aduse. Seniore, îi răstește ea lui Guiom, dragul ei bărbat. E ceasul încercărilor. Ca să-ți adune oaste mare, desigur, nu mai este timp. Vivien al nostru e rănit, iar cavalerii din oranj, dacă ar ști cât sunt de mulți dușmanii debarcați pe plajă, n-ar porni cu curaj la luptă. Dăm voie, pentru întâia oară și pentru cea din urmă oară, să rostesc astăzi o minciună și 15.000 de oameni cu flamurile fluturând vor porni către Alicau. Să fie precum gândești tu, îngăduie guiom soției. Ea își usucă lacrimile, urcă pe scări și intră în sala unde se află cavalerii. Seniori, le glăsuiește ea cu o veselie mincinoasă. Sarazinii au debarcat pe plaja de la Alicon, însă ai noștri i-au învins. De Ramed a murit cu barba lui într-o mocirlă mucedă și cei care au rămas cu zile s-au ascuns într-o insulă. Duceți-vă și nimiciți, seniorul meu o să vă dea fiefuri din domeniul său, iar cu ei trebuie soție. Eu am aproape 200 de fete care mă slujesc, fiice ale regilor învinși, știu să danseze și să cânte, sunt îmbrăcate în mătăsuri, au toate lăzi cu nestemate și vi le dau să vi le alegeți, dar numai celor viteji. Baronii sar cu zgomot mare, Doamnă Ghiborg, noi suntem gata, contele nostru unde e? Lui i s-a înșe înșeuat boson și acum el își îmbracă în armura. Ne îmbrăcăm pe loc și noi. În Donjon, turnul cel mai înalt la Alican, stă azi Vivien și cată către depărtări încotro a plecat Girard. Castelul este încercuit, și luptătorii nu mai au merinde decât caii morți. Și apă în valurile mării. De nu vine curând Guiom, cine o să-l mai apere? Senori, le grăiește însoțitorilor nepotul contelui Guiom, nu auziți dinspre oranj un sunet încă slab de corn? Nu, n-auzim, spun cavalerii. Febra vă sună în urechi și ce auziți sunt năluciri. Senori, rostește iar Vivien, n-auziți tropotul de cai. E doar marea cu valurile care izbesc în castelul nostru, mai murmură un cavaler. Nimic nu e adevărat, până de seară vom muri. Dar, dintr-o dată, toată plaja parcă se saltă în picioare, Vivien ridică brațele. La orizont, dinspre uscat, pe o colină, se arată Guiom în fața oștilor. Vivien apucă în mână cornul, sună din el atât de tare că rănile i se redeschid. Aduceți-mi calul și lancia și dați-mi câțiva strop de vin din ce păstrați pentru întâlnirea cu nobilul conte Guiom. Vreau să plătesc dușmanilor sângele fraților căzuți, rostește către cavaleri. Vivien este urcat pe cal, îi se dau hățurile în mâini, îi se încinge sabia, buzele îi se umezesc. Niciunul dintre cavaleri n-a vrut întâi să-l ajute, pentru că el e plin de răni, numai voința îl mai ține încolo este ca și mort. Însă Vivien le-a poruncit, vasalii trebuie să asculte. Podul se lasă și mănunchiul de cavaleri însângerați se avântă iar spre sarazini. Guiom ar vrea să se apropie de dragul său nepot Vivien să-l sprijine în bătălie, dar iureșul dușmanului nu-i dărăgaz nicio clipită, își fac doar semn cu lăncile și Guiom îi strigă lui Vivien întoarce-te cât mai e timp, ești prea slăbit, intră în castel. Monjoa, îi răspunde Vivien, seniore unchi, eu mi-am jurat să cad cu fața la dușman, așa cum a căzut Roland. Lui Guiom îi dau lacrimile. Doamna Ghiborg, la despărțire, l-a rugat să-și călăuzească astfel în luptă cavalerii, încât să nu piardă niciunul, dar mai înainte de orice să-i aducă pe Vivien numai că asta nu se poate. E limpede de la început că sarazinii vor învinge. Cavalerii sunt osteniți de goana în care au venit. Soarele îi izbește în față și abia deși mai zăresc dușmanii. Sângele curge în șuvoaie. Armurile pe care caii calcă în tropot bubuie, iar francezii spre puțini. Se neacă în marea sarazină. Dușmanii i-au încercuit. De la med cățărat cu tronul pe un deal clădit din cei răpuși, face cu sabia un semn. Să mi ucideți mai întâi pe Guiom și nepotul lui. Ziua a devenit cețoasă, îndepărtări bat clopote și pe valuri se leagănă ca vârfurile crengilor dintr-o pădure în toiul iernii ca targele corăbiilor. Atâta sânge n-a mai curs decât în valea ronsvo. În jurul celor care cad se văd movile sarazine și cea mai înaltă dintre ele este în fața lui Vivien. Dintre oștenii contelui au mai rămas întâi o mie, pe urmă o sută, apoi zece. Și acum, când seara s-a lăsat, n-a mai rămas decât guiom. Pe el nu l-au putut răpune. Sabia lui a retezat atâtea oaste sarazină câte au douăzeci de regi dorind parcă să acopere prăpădul de la Alicão și înfrângerea francezilor, noaptea s-a coborât mai iute și cerul s-a înnourat, nu se zărește la un pas. Numai movila de dușmani culcați în tină de Vivien și cea pe care se găsește tronului de Ramed se văd, îngrozitoare monumente clădite de zeul război. Guiom nu mai are nici cal. Boson al său s-a prăpădit. Împiedicându-se de morți, bâșbâind doar cu mâinile, contele îl caută pe Vivien lângă movila de dușmani. Știa prea bine că e mort, căci l-a văzut chiar el căzând. Totuși, îl strigă în cetinel. Îi răspund numai bufnițele. Îl caută, îl caută și îl găsește. Îl recunoaște de îndată. Nepotul lui ține în mână și abia de o poate desprinde savia albă de oțel ce are un mâner de aur semănând cu un șoi în zbor pe care el însuși i-a dat-o la oranj când l-a înarmat. Îl ia în brațe ca pe un prunc să nu-l găsească sarazinii atunci când or să-i caute trupul. Să nu mai poată de la să-i capul fără viață, să-i înfigă într-o țeapă și așa să-l ducă în Spania. În barba lui Guyom, Curg lacrimi însângerate și amare. Vivien, șoptește el, Vivien, ești încă un copil și îți dai cu atâta generozitate viața ta netrăită Franței. Plânge Guiom, și când ajunge lângă zidul castelului, sapă cu sabia o groapă. Pe fundul ei pune un scut deasupra trupului lui Vivien și alături de el armele, îl acoperă cu alt scut și grămădește bolovani ca să nu scurme nici șacalii, nici lupii și nici sarazinii. Îngenunchează lângă groapă, plânge de lung cu hohote. Apoi Guiom pornește singur cu capul în piept către oranj. Merge pe jos, dar nu mult timp. Luna își scoate dintre neguri un ciob scânteitor de argint. Și în lumina ei îl zărește pe un emir Care pornise cu zece oameni înarmați Să cerceteze locurile Pentru Vivien îi voi răpune Își spune contele Guiom Și singur, fără cal, Guiom începe lupta Cât ai clipi, sunt doborâți Guiom le lasă armele Se mulțumește să ia calul Urcă pe el și își urmează în acest fel drumul călare era și timpul potrivit. La Alicaun, cum por poruncise regele de Ramed, dușmanii cu facle în mâini cercetau plaja, căutându-l pe contele Guiom și pe nepotul lui, Vivien, să li se taie capetele, să fie duse în Spania, să li se arate tuturor și să se afle că din Franța cei mai viteji apărători s-au dus în lumea morților. Dar, negăsindu-i pe cei doi, Teramed, spumegând de furie, a bănuit numai decât despre Guiom, că, s-a salvat, luându cu el și pe Vivien. A chemat iute patru regi și le-a strigat să se pornească repede în urma lui Guiom, să-l întoarcă la Alicau ca el să-i poată tăia capul. Au pornit ei, dar prea târziu. Guiom sosise la oranj. Ghiborg îl aștepta pe ziduri. Unde sunt cavalerii noștri?" Unde-i nepotul tău, Vivien?" îl întreba ea lăcrimând. Nu pot să cred că te întorci singur și în urma ta, în depărtare, zăresc oștile sarazine." Scena legendară a sosirii lui Guiom la Castelul Orange se aseamănă într-o câtva cu aceea a reîntoarcerii, reîntoarcerii lui Ștefan cel Mare la cetatea Neamțului, cântată în poezia epică de poetul Dimitrie Bolintinanu. În majoritatea cântecelor franceze, soția lui Guillaume nu-l primește în castel, până ce acesta nu obține mai întâi o biruință împotriva unei armate sarazine, care ducea cu ea niște prizonieri francezi. Nota încheiată Giborg, Giborg, am fost învins, numai eu am scăpat cu viață, deși aș fi dorit să mor. De aceea vreau să merg la lui. El este împăratul Franței, nădăjduiesc să-mi dea o oaste cu care să mă pot întoarce să-i nimicesc pe ucigașii nepotului nostru, Vivien. Atâta mă neliniștește că vei rămâne singură, în oranj, nu se mai găsesc astăzi decât femeile. Dragul meu, soț, i-a rostit ea, voi înarma femeile și cu ele voi apăra oranjul până te întorci dute și ai încredere în devotata ta, Ghiborg. Un cala leargă peste dealuri, în șa pe el, călătorește un bărbat între două vârste, ținând în mână pe joaioz. Dar capul e plecat spre piept și în barbă cele din tâi fire albe, ca fulgii de zăpadă, i-au răsărit abia de -o zi. Bărbatul nu zărește luna, nici soarele nu vrea să-l vadă, nici câmpul înflorit, nici pomii, vede doar sânge în ochii lui și trupul zvelt al lui Vivien așezat între două scuturi. Iată castelul din Laon, unde ședea împăratul Louis la acea vreme, petrecând cu toți baronii lângă el, și-l aștepta pe-a cu doamna și toți fiii săi să-i viziteze în curând, ca să o revadă pe Blanche Fleur. Louis tocmai ridica o cupă când un baron i-a dat de veste ca fară contele Guiom, slab, prăfuit, fără cască, trist și învins, și cere voie să intre la împăratul său. Guiom? s-a mirat împăratul. Acest nebun se războiește de ani și ani cu sarazinii și nu poate să înțeleagă că trebuie să părăsim castelele de la hotare în mâinile dușmanilor cei mai mulți dintre cei de față, dornici să stea și să petreacă, l-au aprobat pe împărat. Mai bine să intre sarazinii decât să ne dăm viața noi. Vremea lui Charlemagne s-a dus, a râs însă și împărăteasa. Tocmai atunci intră om. Barba îi este răvășită. Luis, îi spune el împăratului, am fost învins la Alicon. Oranjul este asediat, și apărat doar de femei. Vivien, nepotul meu, e mort și de ramed aduce încă din Spania sute de mii de sarazini ce sunt armați așa cum nu s-au mai văzut. Și tronul ție primejduit, eu am jurat să nu gust carnea, nici vinul, să nu mi-l mai beau, să nu mă culc lângă ghiborg, să dorm pe scândură sau lut, atâta timp cât sarazinii amenință Imperiul Franței. Însă venind aici la tine, niciun paj nu s-a repezit să-mi țină calul lângă scări. Baronii nici nu mă privesc, chiar sora mea, împărăteasa, văd că se uită cu dispreț, fiindcă mă vede azi învins. De Am săturat să tot aflăm cum umbli cu, ca o dintr-un hotar într-alt hotar și cum mulțimea te aclamă, fiindcă te lupți cu sarazinii. Acum însă ești sărac. Și Luis nu te va ajuta, l am înfrunta înfruntat, în l împărătea sa. O să găsim noi vreun mijloc să-l împăcăm pe deramed. Așa e, dă din cap și lui. Blanche flora mea are dreptate. Prea mult te-ai vânturat, Guyom, și oaste noi nu vrem să-ți dăm. Guyom ridică sabia și toți baronii înțepenesc, căci nu e la palat vreunul să poată sta înaintea lui. Așadar, Însă și sora mea e cea care îl împiedică pe lui să-și facă datoria. Dacă e astfel, va muri. Luis tremură și se ascunde în spatele unei coloane. La nu poate privi. Pe fața cumnatului său nu se mai vede decât o cruntă hotărâre de a-i pedepsi pe cei prealași. Poate Blanche Fleur aș fi murit. Poate ar fi pierit și alții sub acea crâncenă mânie de nu sărea în apărare Elis cea îmbujorată, copila împăratului. Guiom o numea Căprioara. Unchiule, iart-o, cădea fata în genunchi înaintea lui. Nu mă lăsa fără de mamă. Adevărat e, ți-a greșit, dar dacă trebuie să curgă sângele azi cu orice preț, taie mai bine mie capul. Și Elis și a plecat pe masă capul cu pletele bălaie, lăsându-și gâtul dezvelit. Nu era fată mai frumoasă în toată împărăția Franței decât gingașa Elis. Și toți baronii o îndrăgeau, iar cei fără soții nu aveau alt vis decât să o știe stăpână în castelul lor. Câți fii de împărați și regi nu au cerut-o pe Elis, dar ea vedea numai pe unul. Acela însă, acela însă prea sărman, deși e mai voinic ca toți și se numește... Renuart. Acum Elis așteaptă ca unchiul ei să-i taie capul. Împărătea s-a fugit și Luis abia de mai respiră. Dar Guiom se înduplecă. O mângâie pe căprioară și o ridică în cetișor, privindu-i ochii înlăcrimați. Pentru tine o voi ierta, deși Blanche Fleur nu merită. S-a întâmplat ca în acea clipă să intre în sala tronului a Imerii cu soția lui și cu ceilalți șase feciori. Și aflând ei despre ce e vorba, Aimeri a promis astfel. «Guiom, eu cel din tâi îți dau cavalerii mei din Narbon și aurul tot din castel. Și noi, au spus cei șase frați, venim cu tine și-ți aducem câți luptători și arme avem. Atunci au sărit și alții, care stăteau mai la o parte. Vă însoțim și noi, Guiom. Dar feciorul lui Charlemagne, ce ne aduce la Alicon, A stăruit iarăși Guiom. Abia de data asta, Luis a înțeles, poate, că a greșit. Îți dau și eu o întreagă oaste, arme și bani, asta îți dau, dar îți spun câteva condiții. Întâi, să nu mă luați cu voi, pentru că sunt prea prins, cum știți, cu grijile împărăției. Nu, no, nu te luăm, a om, o să ne descurcăm și singuri și altceva ce mai ceri să stai astăzi cu noi la masă și să-l sărbătorim cu toții pe aimeri, pe tatăl vostru venit aici de la Narbon. Guiom s-a îmblânzit pe loc, auzind despre tatăl său. A făcut semn că se învoiește să stea la masă cu Luis și cu împărăteasa. Împărăteasa s-a întors. I-a cerut lui Guiom să o ierte, făgăduindu-i că o să-i fie de acum înainte soră bună. Pe aimeri l-au așezat în capul mesei cu soția, lângă el, pe Guiom d'Orange. Abia pe urmă lângă ei s-au așezat Luis și ceilalți. La coada mesei, părăsit, stătea un voinic cu trupuri iași, care era foarte stângaci, răsturna toate cupele în râsetele celorlalți. Spre el își tot îndreaptă ochii Elis, fără încetare, neținând seama de aceia care mereu fac haz de el. Cine e tânărul acela? Îl întreabă Guion pe împărat, zărind-o iarăși pe Elis, cum îl privește, printre gene, pe chipeșul flăcău uriaș. L-am cumpărat, răspunde Luis, de la niște neguțători. Numele lui e Renoart, se zice că-i fecior de rege, dar frații lui, dorind să ia moștenirea de la părinți, i-au dat nu știu ce băutură, făcându-l să se amețească, și l-au vândut piraților. Aceștia l-au vândut de asemenea unor neguțători pe mări și de la ei l-am cumpărat. Are putere fără seamăn, smulge o casă din pământ. Știindu-l însă prostănac, îl țin doar la bucătărie. Azi abia i-am îngăduit să intre în sala de ospăți, însă să stea la coada mesei, pentru că râd mai toți de el. E o povară, crede-mă. Notă. Ca și alte figure asemănătoare din folclorul românesc și universal, Renu, Renuart apare la început ca un prostănac de care râd toți și care este așezat la coada mesei. Mai târziu, el își va arăta calitățile și va deveni urmașul lui Guillaume. În chanson de Renoir sunt încă multe alte episoade, unele pline de umor popular francez. Multe cântece îl arată pe Renoir, drept fiu al regelui de Ramed sau de Rame, căsătorit cu o femeie franceză răpită, prin care se justifică bunele lui sentimente față de Franța. Notă încheiată. Destă degeaba, dă de mil mie, îl cere contele Guiom. Doresc să-l iau la bătălie și să-i încerc puterile. Ial dacă vrei, mănâncă mult, se bucură împăratul lui. Vrei, tinere, să mergi cu mine la Alicon? zice Guiom. Merg, cum să nu, spune uriașul. Poate am noroc să-i întâlnesc pe aceia care m-au vândut. Am o măciucă pentru ei. uite acolo, rezemată, făcută dintr-un trunchi întreg, legată cu cercuri de fier. Aceasta este arma mea. Cei de la masă izbucnesc în hohote prelungi de râs. Numai Guiom e mulțumit că are și un astfel de voinic oastea se strânge și pornește întâi și întâi către oranj. Oranjul a fost pustit, din toată fosta strălucire n-a mai rămas decât un turn, turnul cel mare, Gloriet. L-au apărat femeile, conduse de doamna Ghiborg. Totul din preajmă a fost ars, cioturi de bârne, pietre sparte, cioburi de sticlă peste tot, grădinile spărăginite și păsările au zburat. Turnul, Atât a scăpat, și asta fiind că e făcut numai din piatră de granit, iar înăuntru, la creneluri, au stat femeile în armuri cu căști pe cap și s-au luptat la fel ca și bărbații lor. Sarazinii, văzând că turnul nu poate fi luat cu asalt, au fost siliți să se retragă din nou până la Alicaun. Acolo se vor întări și or să pornească iar la luptă, să-l facă prizonier pe Luis, pe fiul lui Carol cel Mare. Au uitat însă de Ramed că mai e viu încă Guyom și Guyom poruncește astfel. Mâine suntem la Alicão și vom începe bătălia. Dar la Orange cine rămâne? Se îngrijorează a imeri, uitându-se spre nora sa, care îi e nespus de dragă, fiindcă o știe vitează și credincioasă, credincioasă soțului. La Orange să păzească turnul, o să rămână renuart. El face cât o întreagă oaste, zâmbește contele Guyom. Oastea pornește acum în tropot, răsună câmpul până în zări, praful se înalță în văzduh ca niște nori ce umplu cerul. Guiom, conducătorul oștii, este în fruntea tuturor. Astăzi se va hotărâ lupta dintre francezi și sarazini. Iată castelul Alicam. La poalele lui e îngropat viteazul tânăr între scuturi. De pe dealul unde au ajuns văd marea plină de corăbii numărul lor este prea mare și nu l-ar putea socoti nici birnicii împăratului. Deramed și-a adus alte oști, sunt turci, persani și sarazini și alte 15 neamuri cu alți vreo 20 de regi. Francezii nu sunt nici pe un sfert și, dintre ei, vreo zece mii cavalerii împăratului, văzând de corăbii, încep să tremure ca varga. O să pierim și noi cu toții, murmură ei înfricoșați, așa cum a murit Vivien. Contele d'Orange se întoarce către acești fricoși și spune Suntem în pragul bătăliei, de ea atârnă soarta Franței, cui îi e teamă să se întoarcă. Noi o să luptăm și singuri. Fără să aștepte altă vorbă, aceștia se întorc și fug. Ceilalți le aruncă vorbe grele, îi numesc lași și trădători, numai că frica îi copleșește, și asta îi face pe fricoși să se zorească și mai tare pe calea ce duce înapoi. În acest timp, Guiom începe să rânduiască oștile. Cine să meargă înainte? Cine să vină după ei? Cine să facă legătura? Le cercetează armele? Le dă apoi parolele? Același lucru se întâmplă și în tabăra Sarazină, unde stăpân e de ramed, iar ajutorul lui Tiebo. Doar cei fricoși gonesc pe cale să se ascundă unde pot în drumul lor, l-au întâlnit pe prea voinicul Renuart. El rămăsese la oranj, însă nu avea liniște. Doamnei Ghiborghi se părea că îl cunoaște pe Renuart de undeva și că l văzuse de mult când era mică. L-a întrebat cine era, dar el nu a vrut să-i răspundă. I-a cerut însă să-i dea voie să nu mai stea ca un trândav pe lângă turnul din oranj, ci să plece la Alicam ca să-l vegheze pe Guiom în timpul marii bătălii. Doamna Ghiborg s-a învoit, doar mai păzise și înainte oranjul cu femeile. Să plece, deci, Renuart, Iute, și să-l vegheze pe Guiom. Ba, la plecare i-a încins și o sabie peste mijloc, pe cea mai mare din castel. Acum, aflându-i în drumul său pe cavalerii de la curte, Renuart se înfurie tare, și dând odată cu măciuca, dobară patru dintre ei. Lașilor, strigă Renoir, ați părăsit oastea franceză? Credeți că ați scăpat de moarte? Dar eu am să vă culc pe toți. Iartă-ne, iartă-ne, seniore, ne întoarcem la Alicau și o să fim cei mai viteji. Ne vom lupta în primele rânduri, strigă ceilalți înfricoșați. Bine, grește Renoir, eu o să merg pe urma voastră. Cine va da un pas înapoi să-și ia adio de la viață? Așa se face că Guiom, îi văzut deodată pe fugari venind în goană înapoi, cerându-i umiliți iertare și dreptul de a se lupta cu sarazinii până la moarte, aflându-se în primele rânduri. Guiom a început să râdă. Oastea întreaga râs de ei, dar nu era timpul mult de glumă. S-a dat semnalul de atac, trei sunete de corn mai lungi, urmate de alte trei scurte. Tot câmpul s-a înfiorat. Marea a clocotit și ea. Vântul a încetat să sufle, soarele s-a înălțat pe cer, privind cele două mari oști, gata să înceapă bătălia. Monjoa, seniori, a spus Guillaume. Același strigăt s-a auzit pe dealul unde era astea franceză, ca un eco ce a răsunat până aproape de oranj. Scutul cel mare al lui Guillaume lucea pe deal ca o oglindă și îi orbea pe sarazini. Sabia lui părea de foc. Primele rânduri se întâlnesc, cad cei din tâi dintre francezi, dar și un val de sarazini. Francezii se repet din nou, guiom, își tai o cale largă, pătrunde între sarazini, și moartea care se arătase miloasă cu năvălitorii, secera acum cu miile. Chiar lașii, ce fusese răntoși de Renoir la luptă, se dovedesc viteji. Astăzi dușmanul tremură. Monjoa se aude peste tot, iar renuart dă cu măciuca doborându-i pe călăreți. Caii rămași fără stăpân nechează și o iau la goană. Renoart nu se mulțumește, intră voios și în apa mării și răstoarnă corăbiile cum mai întoarce niște străchini. Deramed începe să urle. Fugiți! Hai să fugim cu toții! Cerul ne-a părăsit de tot! Guiom și diavolul acesta cu o măciucă în mâna dreaptă ne vor ucide necreșit! Așa urla și smulgea barba. Atâta oaste sarazină și alte douăzeci de neamuri și atâția regi căzuți în luptă. Moartea este la Alicam, lângă Guiom și Renoart, însă ne seceră pe noi. Și într-adevăr, Până la urmă, când sarazinii doborâți au fost zvârliți în apa mării, atât erau de înghesuiți că se făcuse un fel de pod. Franța era din nou salvată. Guillaume s-a întors lângă Ghiborg. Renoard i-a mărturisit doamnei Ghiborg că erau frați. Tatăl lor, rege Sarazin, răpise o biată femeie din comitatul de Toulouse. Aceea era mama lor. Ca să nu afle acest lucru, fata de mică a fost dusă la Clariel, fratele Vitreg, și aici s-a hotărât ca ea să se mărite cu Tiebo, un soț de arme al tatălui. La fel a fost cu Renoir, fiindcă avea mamă franceză, frații lui Vitregi l-au vândut. Renoir, după bătălie, a devenit baron al Franței. Guyom a pețit pentru el pe Elis cea drăgăstoasă, pe fica împăratului, care abia l aștepta. La nunta lor au petrecut cei mai vestiți seniori de atunci, și prinți, și regi, și împărați și a mai trăit mulți ani Guiom și a luptat încă destul și l-a avut pe Renoir alăturea în orice luptă. De aceea l-a ales urmaș. După ce a murit Ghiborg, Guiom a cugetat că-i drept ca să nu se mai bucure nici el de bunurile lumii când draga lui era în mormânt. S-a retras într-un loc pustiu, hrănindu-se numai cu fructe și cu legume, bând doar apă, gândindu-se numai la ea. De acolo, spun legendele, a mai ieșit încă o dată ca să-l salveze iar pe Luis de sarazini și de saxoni. S-a reîntors după aceea în locurile dintre munți, unde și făcuse o colibă numai din ramuri de stejar, ca să trăiască în pusnicie. Nota. Ultimele legendare întâmplări din viața lui Guyom d'Orange sunt povestite în chanson du Moniage Guillaume. În legendă, Guillaume se retrage întâi la mănăstirea din Anian apoi întemeiază alături de orașul Montpellier, Sihăstria, care se va numi mai târziu saint guiem du desert Sfântul Guillaume din Pustiu. Notă încheiată. Iar când a fost să se închidă, să închidă ochii, se zice că le-ar fi șoptit acelora care, aflând că e pe moarte, s-au grăbit să vină la coliba lui. Noi toți murim, dar vreau ca Franța să fie liberă mereu și să nu moară niciodată. Și cuvintele acestea, el și-a dat ultima suflare. Și atunci, poate, printr-o întâmplare, dintr-un hotar în alt hotar, în Franța, cât e ea de mare, au sunat toate clopotele. Și așa sunau de tânguios că mulți au început să plângă. Vestea s-a răspândit ca vântul. Guiom s-a stins și în veci de veci nimeni nu-l va putea uita. Sfârșit. Ați ascultat? Guiom d'Orange. Repovestire de Alexandru Mitru în Ma, din Marile Legende ale Lumii.